Revenind la surpriza despre care vă vorbeam de dimineață, e bine, astăzi are loc extragerea celor 3 mașini Fiat 500 la campania EMAG, da? Da, da. A venit și momentul ăsta. Eu nu m-am înscris ca să fie toată lumea liniștită. Hai, deci nu intru. De cât de 25 de ore, atât. Și pentru că este o extragere foarte importantă și un moment pe care îl așteaptă toată lumea. După cum vezi, Mișu, avem și vizitatori astăzi aici, da, alături de noi. Da. Începem cu Aura Tocarciuc de la EMAG. Ea va face... Sărmâna, bine ați venit. Bine v-am găsit. Extragerea propriu-zisă. Sunt un client, să știți. Și undeva mai în spate este și Andrei Nicolescu, avocat, care va valida această extragere. Întrebarea dacă e al acuzării sau al apărării. Asta e... Al cui ești? Al acuzării sau al apărării? Bună ziua! Să puneți mâna pe birou, să nu mișcați, să fim siguri că totul se întâmplă. Auzi, sunteți procuror sau avocat, vă rog frumos! Așa că treaba poate să înceapă. Văd că Aura deja este pe random.org, aici unde va face extragerea. Să-i dăm drumul, Aura, zic. Între timp, cât vei găsi tu numerele câștigătoare. Spune că este filmată, e fotografiată. Se și aude undeva. Vine la cronică, o să vezi. Nu trebuie să vă faceți niciun fel de problemă cum că cineva va fi nedreptățit. Oricum, e o dubă a poliției jos aici. Pregătiți Barabas pe cruce. Vă rog. Și tu? Haideți să vedem care sunt numerele câștigătoare de astăzi. Ce bine să vedeți la Loteria Română. Da, te rog. Avem un prim număr câștigător pentru echipa albă. Este 635-0705. Pentru echipa albastră avem numărul câștigător 826-0866, iar pentru echipa albastră 458-5977. Tot albastră sunt? Sau cum? Echipa roșie. Ah, așa. Nu, că de, oricum nu știu despre ce e vorba, dar vă rog, bă, continuați. Mie îmi face plăcere să... Avem cele 3 numere norocoase, mai avem nevoie de puțin timp pentru a fi validate toate aceste numere și pe urmă divulgăm și numele câștigătorilor. Dar ce emoții am transpirat în palme, dacă ești eu. Eu n-am niciodată emoții când aud cifre și chestii de astea, pentru că pe mine mă apucă somnul. Mi-aduc aminte de orele de matematică din liceu, când auzeam tot așa cifre și nu știu ce, și emoții. Să iau ușor până mă scotea la tablă să-mi dea 3, dar după aia la fel. Nu era nicio problemă. Să știi că ne-am dat seama pe parcursul timpului că ai probleme cu... Am probleme, da, sigur, că da, m-am și angajat aici. Până mai trece timpul ăsta, că greu mai trece când e vorba de câștigători, pot să vă mai dau câteva... Da, trage de timp, cum ar veni. Câteva informații extrem de importante despre rețeaua EMAG. Au fost 8 săptămâni de concurs, 120 de indicii on air pe Kiss FM, 40 de indicii online pe kissfm.ro și pe pagina de Facebook a noastră, evident. 500 de întrebări cu răspuns corect. Mamă, dar ce s-a mai lucrat la concursul ăsta. 1,5 milioane de vizite pe site-ul rețeaua.emag.ro. Bă, n-ai dat unul cu un cadou atâtea vizite. 700.000 de șanse și 80.000 de înscriși unici, nu că și eu m-am pierdut în atâtea date. Să vă mai spun că s-au dat 24 de televizoare HD cu diagonala cât peretele, mai precis 101 cm. Și acum vom da și cele mai importante premii, cele 3 mașini. Cât a trecut, frate, că vorbesc aici de un minut și jumate, sigur. Hai să spunem și numele câștigătorilor. A, sfârșit. Păi, dar trebuie să spui mai devreme, că Oana, dacă o lași, vorbește până mâine, nu e o problemă. Așteptăm cu mare nerăbdare. Hai, pentru primul nume este pentru mașina albă. Pentru mașina albă. De ce nu este o mașină galbenă să fie roșu, galben și albastru? Ațeles, alb. Hei, alo, nu ematiz. Întrebam și eu ce... Da, hai. Primul câștigător aferent echipei albe este Bălăsescu Paul din Suceava. A câștigat un Fiat 500 de culoarea albă. Cu el ăla acolo? Bălășescu. Nu se bucură nimeni? Să fie cu ș, nu? Nu, aici nu mai invidioși, să știți. Felicitări, domnul Bălășescu. O să aveți, e foarte bine cu mașina albă, o spălați, e ok, nu? Adică nu se observă mizeria așa pe ea. Are cruce? Nu, ia mă, termină. Cel de-al doilea câștigător de astăzi, aferent echipei albastre, este Mate Istvan din Cluj. Felicitări! Ioi, bravo, Istvan, bravo!
Da? Albastră sau roșie? Albastră. Asta e albastră, am înțeles. E verde. Ai mașina albastră. Bravo. Tare, să știi că sunt foarte norocoase mașinile albastre, spun din proprie experiență. Pe fi lovit doar de maxim 5 ori în viață. Oana, da, Cibi Barno. Mă, te rog, frumos. Nu mai e din Miercurea Ciuc sau de unde era, va fi din București în curând. Hai și ultima. Și pentru echipa roșie, numele câștigătoare este Gianina Pomana din Ilfov. Felicitări! Bravo, felicitări tuturor! Bravo. Iată. Vă rog să nu vă legați de nume. Avem. Da? Fără glume, dar lăsați pentru alte radio glume legate de nume. Da. Avem câștigător în Suceava, în Cluj și în Ilfov. Cred că toată lumea este mulțumită. Da. Așa ar fi frumos. Cei din Dobrogea sunt extrem de fericiți. Gata, hai că am făcut-o și pe asta. Felicitări! Mulțumim foarte mult! Felicitări tuturor! Domnul avocat, a fost în regulă? E ok? Da. Da. Ne-a dat în judecată. Bine, la revedere.